Bună seara, prieteni! Bine v-am găsit la Sportul Gurjean. Eu sunt Cătălin Pasăre. În această seară vă propun să discutăm despre box. Boxul Gurjean este din nou la putere pentru că pugiliștii antrenați de Doru Neamțu au făcut încă un turneu foarte bun la Brăila și ne-am întors cu 4 medalii de acolo. 3 dintre protagoniștii acestei întreceri se află aici, în studioul Accent TV. Este vorba chiar de antrenorul Doru Neamțu. Bună seara, maestre! Bună seara, Cătălin! Bine ai revenit! Mulțumim de invitație! Și, așa cum spuneam, doi dintre tinerii care au reprezentat cu succes clubul nostru, Florin Căldăraru, care este legitimat și la CS Pandurii Târgu Jiu și la CSM Târgu Jiu. Bună seara, Florin! Bine ai venit! Și Mario Teodosescu, de la CS Pandurii Târgu Jiu. Bună seara, Mario, și bine ai venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Așadar, o medalie de aur, 2 de argint, un bronz pentru pugiliștii noștri. Florin, care se află în dreapta mea, a luat aurul la categoria 57 de kilograme, iar Mario argintul la 75 de kilograme. Doar doi dintre ei, maestre, spune-ne tu despre competiție și ce alte medalii a mai luat Pandurii. Deci, competiția de la Brăila, Campionatul Național de Juniori, care s-a desfășurat săptămâna trecută, a avut după foarte mulți ani de zile o prezență numeroasă, s-a bătut recordul la prezență de sportivi, a fost un număr de 240 de sportivi, dacă nu mă înșel, în medie 21-22 la categorie. Da, mare concurență, da. Într-adevăr. Noi, Clubul Pandurii Târgu Jiu, am adus 4 medalii, foarte, deci o reușită extraordinară pentru boxul gorjean, fiind singurul club care am adus medalii de la această competiție. Aur la 57 prin Florin, câștigând 4 meciuri. Argint prin Mario Teodosescu, câștigând 3 meciuri și pierde în final, cu o decizie împărțită, deci la limită. Am avut pe Dumitru Antonio, care a câștigat 3 meciuri și în final a pierdut cu Stavri Ștefan de la Rapid București, după o primă repriză foarte, foarte bună, a cedat fizic, a avut emoție, prima lui finală. Până acum Dumitru Antonio s-a oprit numai la bronz. N-a dormit toată noaptea, mi-a zis copilul maestru, am emoții foarte mari, prima mea finală, și n-a reușit să treacă pragul, tracul ăsta. E un pas totuși înainte. E un pas înainte pentru el, da. Și a treia medalie de bronz, am pierdut-o la limită, decizie 3-2, în semifinală cu vicecampionul european de anul trecut de la Dunărea Galați, Suvache Alexandru. Sunt foarte mulțumit de sportivi, am mai avut încă 3 sportivi cu noi care au pierdut, tot la fel, au câștigat câte un meci și au pierdut la meciul de medalie. Deci noi am avut un bilanț de 13 victorii și 5 înfrângeri la această competiție. Un bilanț foarte bun. Un bilanț extraordinar. Acum vine întrebarea firească. Se putea și mai mult? Se putea. Se putea. De exemplu, la categoria 50 de kilograme, prin Cocuranu Alexandru, prima repriză 4-1 pentru noi, a doua repriză 3-2 pentru noi. Eram la colț, m-a ajutat tatăl copilului. Foarte entuziasmat tatăl copilului mi-a zis că gata, am câștigat meciul, maestre, am câștigat meciul. Dar el nu s-a uitat la punctaj, cum era. Auzind această decizie, i-am spus la copil, ia treia repriză, îmi pleci pe picioare, nu stai la bătaie, nu te contrezi cu el, că meciul deja e câștigat. Coborând la colț, jos, a început a treia repriză, copilul a început să mă asculte. Și îl văd pe antrenorul de la Brăila foarte agitat, pe George Perțea. Zic, mă, ce se întâmplă? De ce se agită George așa de rău dacă a pierdut meciul? Și când m-am uitat jos la calculator, de fapt erau 2 arbitri care erau pe noi, care așa, și 3 arbitri în egal. Noi dacă pierdeam a treia repriză 5-0, pierdeam meciul. Am înțeles, da. L-am certat un pic. Ce ai văzut? Și am pierdut. Da, a fost foarte... El a văzut 4-1, a văzut 3-2, dar n-a văzut că se inversaseră arbitrii. El, care în prima repriză ne dăduse în vis, s-a punctat cu noi la a doua și s-au inversat arbitrii. L-am certat un pic pe taică. Copilul la decizie s-a uitat la mine. Ce-am făcut? El a respectat indicațiile. El a respectat indicațiile, da. Așa.
Am mai avut un copil la prima competiție, a câștigat primul meci și în al doilea a pierdut cu campionul. Noi suntem foarte, sunt foarte mulțumit de el. E un copil care poate. Și plus, cei doi de lângă mine, care am zis și mai devreme, au participat și la campionatele europene anul ăsta. Au stat, cred că, 6 luni numai în pregătire anul acesta. La Florin am făcut și o schimbare de categorie. El mi-a făcut 52 de kilograme la toate turneele care le-am avut până la campionatul european. În Serbia a fost declarat cel mai combativ sportiv al competiției. Acum mi-am dat drumul la două categorii mai sus, 54-57 am dat drumul. A fost mai greu? Să mă povestească el dacă mai face 57. Da. A făcut față cu brio. Cum a fost, Florin? Ia spune-ne, cum a fost competiția asta pentru tine? A fost foarte frumoasă. O experiență plăcută. Ai schimbat categoria, da? Am schimbat, dar adevăr, au fost meciuri de mai grele. Asta e, da. Slăbim, trebuie să facem altă categorie, mai joasă. Cum a zis maestru, nu mai vrei să mai concurezi la 57. Pe prima zi avea ochiul negru. Da, de ce? Ai primit, îți mai grei pumnii la categoria asta, nu? Da, da. Bun, dar iată că te-ai descurcat cu brio, asta spuneam. Da, adevăr. Descurcat chiar dacă a fost greu. Am putut să fac față. La ce categorie te-ai simțit până acum cel mai confortabil? La 52. La 52? Da. Cum a fost competiția de la Brăila față de celelalte întreceri la care ai participat tu în anul acesta, în 2022? Puțin mai grea. De ce ți s-a părut ție mai grea? Pentru că din cauza că am schimbat categoria. Asta e evident. Am înțeles. Mario, mulțumit cu locul 2 acolo sau crezi că se putea mai mult? Pentru că așa cum spunea și domnul Nemțu, a fost la limită. Mi se pare că se putea mult mai mult. Nu știu de ce a fost cu mine de am luat locul 2. A, deci tu erai chitit să iei aurul, ca să spunem. Da. Și ce s-a întâmplat? Nu știu, poate din cauza emoțiilor. Poate am avut un surplus mai mare de emoții în acea zi și poate m-a dezavantajat. Cum ai cataloga competiția aceasta față de celelalte întreceri la care ai participat în 2022? Sunt toate cam la fel, cu emoții. Trebuie să luptăm. Antrenamente, nu mai spun câte se fac, ca să încercăm să fim pe locul 1. Așa cum am auzit, da, concurența a fost mai mare aici. Tocmai de aceasta să fi avut și emoții suplimentare, adică erau mulți concurenți. Da, posibil și asta. Și mai mare la vârstă ca el. Da. El, când aude că unul e mai mare cu un an ca el, deja intră. E mai mare? Da, e mai mare? Spune-o mie de întrebări, știi? Da. Știi cum e, pe măsură ce înaintezi în vârstă, te bucur când omul e mai mic, adică. Da, da. E, poate pe undeva... A prins, Cătălin, un culoar cu niște sportivi mult mai tari. Adică mai... loveau mai puternic ca el, mai dezvoltați ca el și un an diferență contează la vârsta lor. Bineînțeles, da. Primul meci cu Oneștiu, tare, după aia, la fel, al doilea tare, semifinala cu băiatul cu Măcăilă de la Năvodari. Băiatul acela vine din K1, care e campion mondial de K1. Și cum de s-a reprofilat? Ca o paranteză. E la club, la CS Năvodari acolo, antrenorul de acolo, antrenorii de acolo, fac și box cu ei, se duc și la competiții de Kempo, mai multe sporturi. Îi folosește, nu e un cuvânt, ok. Se participă cu ei la mai multe competiții sportive. Interesant. Nu doar pe box. Pleacă cu ei prin Italia, pleacă prin Germania, la turnee, campionate mondiale, campionate europene. Și putem vorbi oare de o multidezvoltare sau pe măsură ce ei înaintează în vârstă, își aleg la ce sunt mai buni, ca să înțelegem și noi fenomenul acesta. Că da, mai rar am auzit. Da, da. Ei, la o anumită vârstă, ei decid unde rămân.
Dar antrenorul de acolo îi perindă peste tot. Și bine sunt susținuți acolo, că nu poți să te duci la toate competițiile. Cum pleacă campionatul național de Kempo, campionatul european de Kempo, campionatul mondial de local combat, cum au denumirile alea, de nu le cunosc. Și se duce cu ei și pleacă cu câte 20-25 de sportivi. Au, și apar și la box cu ei, apar și peste tot. Și vin și au făcut treabă. În ultimii... Bine, asta eu zic că e până la nivelul de tineret. De la tineret încolo nu mai merge. Degeaba te bați tu prin Chirioan și prin toate alea, că e greu să bați un boxer doar pe brațe. Da, bineînțeles. E foarte greu. Asta vreau să întreb, revenind la meciul cu Mario, cum a fost meciul acesta? Finala, te referi la final. Cu băiatul venit de la... De la kick? Da. Când a simțit că... Când a început lupta... Primele 20 de secunde a fost un pic dominat Mario, da. Până la prima contra lui Mario, că după aia l-a lăsat și a condus Mario lupta. Pentru că știi ce mă întreb, maestre, dacă nu ai tendința de a lovi și cu piciorul? Nu, nu. Ca luptător advers care... Nu că dacă se pot controla. Se pot controla. E o vârstă destul de mică și copiii mai pot fi indisciplinați, adică da. Nu maturitatea necesară să se gestioneze, să nu, gestioneze. Nu, se controlează emoțiile. Pentru că ei cu o lună înainte, ei se pregătesc doar pe stilul ăsta. Deci lasă kick, lasă Kempo, lasă tot și lucrează doar și doar pentru box și se controlează. Și au foarte multe meciuri. Foarte, foarte. Avantajul nostru anul ăsta, noi am avut turnee internaționale, am stat în pregătire în Grecia, am fost în Italia. Copiii au avut un surplus față de cei doi. Vorbesc de ei doi, au avut un surplus față de participanții de la campionatul național. La nivel de experiență. La nivel de experiență, da. La anul, când va fi vârsta lui și se va bate cu un an mai mici, de exemplu, anul trecut, la nivel de cadeți. Când a fost cadet, a ieșit la pas, campion național, 4 meciuri, da. N-a simțit. Anul ăsta a ieșit vici. La anul e un avantaj pentru el. Campionatul european la anul de juniori se va desfășura în România, la Ploiești. Nu știu data exactă, dar știm din surse sigure că va fi campionatul european de juniori la Ploiești. 2023. Mario, tu ai acum 15 ani, nu? Da. 15 ani, mulți înainte. Cum te-ai apucat de box? Păi, și cum ai ajuns la Pandurii? Eram mic, aveam vreo 5 ani și vedeam pe la televizor cum se boxează în ring tot felul de oameni, că se uită și erau un centru atenției și am vrut și eu să fiu la fel ca ei și îmi doresc din toată inima să ajung cât pot de mare și să învăț în fiecare zi ceva nou. Te-a acaparat vreun pugilist așa pe care îl vedeai des la televizor? Da. Cine? Mike Tyson. Mi s-a părut cel mai spectaculos boxer. Cu toate că nu l-ai prins boxing live, nu? L-ai prins boxing live? Nu. Nu l-ai prins boxing live. Într-adevăr, Mike Tyson... Sunt tot mai mulți tineri care l-au pe Mike Tyson de model. Da. A vorbit și cu Doru Bobu, la fel. Da, el da. Spunea că și seamănă puțin cu Mike Tyson, că i-a pus cineva porecla când am venit aici cu Adrian Oniga, pentru că a fost parte din acel fenomen stradart. Și îmi spunea la fel că Mike Tyson este exemplul lui, se mai uită la luptele lui, la videourile mai vechi ale lui Iron Mike. Bun. Și cum ai ajuns, Mario, cum ai ajuns la box? Și i-am explicat lui tati ce vreau să fac și a zis că este de acord cu mine să mă duc să fac un sport ca să nu pot să mă îngraș și să pot arăta bine la fizic și nu doar asta, să fac un sport ca să am o viață sănătoasă. Bun. Și am ajuns a doua zi în sala de box. Cu cine ai făcut antrenamente prima dată? Eu am făcut cu... fostul meu antrenor care, din păcate, a decedat, Dumnezeu să-l ierte, și făceam antrenamente la Vâlcea, că eu sunt din Râmnicu Vâlcea, și am făcut 5 ani cam antrenamente cu dumnealui. Cum ai ales Pandurii Târgu Jiu? Păi da, s-au terminat antrenamentele acolo la Vâlcea, că nu mai au fost antrenori și veneam foarte des la Târgu Jiu aici să facem meciuri. Și antrenorul meu, Doru Neamțu, cel de acum, mi-a plăcut cel mai mult dintre toți. Și de-aia am ales să vin aici. De ce? Fă abstracție că e lângă tine. Cu ce te-a atras? Mi se pare un antrenor foarte de treabă
și care ne înțelege mereu pe noi, sportivii. Bun. Florin, care e povestea ta? Tu cum te-ai hotărât să te apuci de box? Păi, în 2015, când s-a deschis sala, am cu niște prieteni, a zis, hai să mergem și noi la box, să vedem cum e. Ok, am mers, am făcut câteva antrenamente, mi-a plăcut. Din toți prietenii mei, de câte am continuat. Și așa am apucat. Fac din 2015. Tu ai 16 ani acum, da? Mulți înainte. Mulțumesc. 2015, asta înseamnă că de 7 ani ai rămas fidel acestui fenomen, boxul. Ce îți propui tu pe viitor să faci cu box? Foarte mult, că vreau să ajung cât de sus se poate. Vreau să ajung campion olimpic, poate și european. Ai țeluri foarte mari. Foarte, visuri foarte mari. La 16 ani, cam ce consideri tu, din punctul tău de vedere, că mai ai de îmbunătățit ca să-ți atingi aceste... Bineînțeles, e un proces întreg de creștere, dar unde crezi că mai ai tu de lucrat? Poate la lovituri, să lovesc puțin mai tare. Și nu știu, poate la abilități, să mă mișc puțin mai bine din corp, să fac eschive, gen, să mă feresc puțin mai bine, mai atent, să fiu mai atent. Și ușor, ușor o să le fac. Pe tine te-a inspirat cineva? Cum l-a inspirat Mike Tyson pe Mario? Floyd Mayweather. Oh, Floyd Mayweather, da. Mai boxează și acum, într-adevăr, nu sunt meciuri oficiale, să spunem, dar Floyd Mayweather. Ce să-ți doresc eu? Să ajungi cel puțin la fel de bogat ca Floyd Mayweather. Care umblă mereu cu milionul de dolari după el, nu? Are un sac. Da. Maestru, eu simt și poate am vorbit și asta de-a lungul emisiunilor pe care le-am făcut împreună, că fenomenul ăsta ia amploare nu numai în țară, dar iată, parcă și în Gorj, încep din ce în ce mai mulți tineri să ridice capul. Acum, la final de 2022, cum a fost acest an și care ar fi cauzele pentru... Nu știu, zic eu, amploarea pe care a mai luat-o boxul sau amploarea cu care ne obișnuise boxul să revină din nou aici la Târgu Jiu. Deci pentru noi a fost un an foarte bun la nivel de rezultate. Sunt un pic supărat că am ratat medalia europeană cu domnul Mario Teodosescu. Conducem prima repriză și a doua și a treia, nu știu ce a fost cu el, ne rugam de el. Deci el după prima repriză a avut medalia în buzunar. A doua și a treia. Bine, n-a fost nici diferență. A fost un meci foarte echilibrat cu Italia acasă. În fin. Meciul acesta se disputa în ce lună s-a disputat? Octombrie. În octombrie. Deci, da, așa e, în octombrie. În da. Octombrie a fost campionatul de european în Italia. Deci la el se supăra că am avut eșecul la medalie. Iar pe el sunt supărat la european, că după un turneu foarte, foarte reușit în Serbia, o pregătire comună cu 4 țări foarte tare în Grecia, am pierdut în primul tur cu Germania. Și la pregătirea din Grecia, armeanul care a ieșit campion european, nu l-atingea. Știi, te dor chestiile astea când stai și analizezi la sfârșit, ce s-a întâmplat. Și după aceea, germanul pierde cu bulgarul, care cu o lună înainte îi dăduse domnul Cheo. Cheo îi dăduse la bulgar la categoria 52 de kilograme. E foarte greu să dai Cheo la 52 de kilograme. L-am pândit pe germanul la 4 zile ca să-i fac sparing după aia. Muream eu de oftică, știi că pierdusem cu el. Și la sparing a defilat. Dacă tot e subiectul cald, să-i întrebăm și pe ei ce s-a întâmplat. Florin, ce s-a întâmplat cu germanul acela în primul tur? Nu știu, am avut pe emoții foarte mari, primul meu campionat european. E explicabil totuși. Am avut de vorbit. Cătălin, vorbeam cu el acolo și nu știam. Vorbeam degeaba, pur și simplu. Și eu și Dorel Simion. Știi, maestră, că și experiențele astea călesc oamenii. Adică da, da, da. Și greșelile și eșecurile, un caracter puternic, iese mai tare de acolo. Deci emoțiile au fost principalul tău adversar în partida aia. Emoții foarte mari. Și a boxat primul și în prima zi.
Deci dacă să mai fi boxat 2-3 colegi de-ai lui, să fi boxat el la a doua sau a treia zi, poate trecea pragul ăsta, știi? Dar el a fost primul român, meciul 2 al Galii din deschidere. Asta a încercat după aceea, nu știu, un sentiment, Florin, de frustrare, așa, pentru că ai pierdut primul meci? Da, am fost foarte dezamăgit de mine, pentru că am muncit un an întreg pentru acel campionat european și n-am reușit să iau măcar o medalie și acel lucru m-a dezamăgit foarte mult. Am plâns. Dar simți totuși că e și o experiență menită să te facă să crești, adică știi deja ce s-a întâmplat acolo și poți să faci să nu se mai repete sau să nu mai ai aceleași emoții, că deja... Ești învățat cu medaliile, poți să fii învățat și cu... Ești la fel, în Serbia ai fost remarcatul turneului, deci ai făcut un turneu excepțional. Bun, Mario, la tine care a fost impedimentul final, să spunem așa? Nu știu, am avut super multe emoții, cât deoarece și în 2021 am fost la campionatul european și am câștigat un meci și la meciul de medalie am pierdut-o la fel echilibrat și am avut emoții și de data asta că nu știu, mi-am dorit, cred că prea mult și am avut emoții foarte multe. Și nu știu ce a fost cu mine, că primul meci acum la campionatul european am mers foarte bine în meci. Ai bătut medaliatul de la junior de anul trecut cu Bruno. Da. Și italianul nici măcar medalie, era un outsider pentru noi când am făcut. Și nu știu ce s-a întâmplat cu mine în acea zi, că am avut prea multe emoții și nici nu am putut să mi le controlez cum a trebuit. La fel, deci vorbim la fel, în cazul Honduras au fost emoțiile. Da, dar el a mai avut un campionat european. Corect, corect, dar poate, nu știu, când simți că ești atât de aproape de o medalie și toată lumea are pretenții de la tine, apare și presiunea asta. Mario, pe viitor... Gestionezi? Sper. Gestionezi presiunea asta. Sunt în România, sperăm să le gestionăm mai bine. Și în România, știu că am avut acel campionat și apoi ne reluăm ideea maestră, am avut acel campionat desfășurat chiar aici, la Târgu Jiu, în care un favorit al nostru român, nu mai știu, Ardeoaie, parcă... Arădoaie, da. Da. Așa, a pierdut în primul tur. În primul tur, asta aveam să zic. Un an înainte fusese campionul la... european. Exact, cotat la medalii. Da. A pierdut cu croatul ăla, era foarte bun croatul ăla. Da, într-adevăr, și un pugilist de valoare, că am văzut și eu meciul. Relund ideea cu anul 2022 și cu amploarea pe care o ia boxul în Târgu Jiu, cum? Deci pentru noi un an reușit, mai avem o competiție care sper să scoatem 3 campioni, 3-4 dacă se poate. Ambiții mari și aici. Ambiții mari. Păi am la nivel de tineret, l-avem pe Bobu, l-avem pe Sali Palapuic, l-avem pe fratele lui Mario, pe Angie Teodosescu, vicecampion european de anul trecut. Deci la ei trei ar fi pretențiile cele mai mari. Mai vin cei doi băieți de la București, care-s medalia și ei, Adam Ianis și cu Bucur Andrei, și plus la seniori apărăm cu 3 surprize. La nivel de seniori apărăm cu 3 surprize. Reactivăm foști boxeri. Care sunt acelea? Ion Cilă Leonard, zis Boace. O, da. Așa, unul. David Andreas revine după suspendare de 4 ani. Și Pobir Ciprian. 3 copii. Bine, Leonard n-am cum să-i zic copil, că deja e ultimul an de senior, când are dreptul și a zis dacă tot boxează acasă, măcar să se retragă cu niște meciuri foarte frumoase desfășurate la Bălești, mai ales că și-a luat casă lângă sala acolo. David își dorește, Andreas, după pauza asta să revină. Da, și să demonstreze. Să demonstreze că a fost o greșeală foarte mare care a făcut-o. Oricum am sunat și pe la antidoping, că prima dată ne-am luat măsurile de precauție, să vedem. Va veni antidopingul la Târgu Jiu, o să-l verifice din nou, ca să fie tot ok. Iar Ciprian, sperăm să facă treabă. El vine, copilul, vin toți la pregătire, mai puțin Boace, care se pregătește la Viena, în Austria. Iar ceilalți sunt la pregătire la două antrenamente pe zi. Să spunem că acest campionat de senior și tinere, da? Da. Va fi la Bălești în perioada 5-10 decembrie.
Deci o competiție extrem de importantă adusă în județul Gorj, adusă în sala de la Bălești, unde pugiliștii noștri au făcut deja cunoștință cu sala, cu tineretul, împrejurime de acolo, tineretul, într-adevăr. Da. A fost o competiție reușită și atunci pentru pandurii. Datele problemei sunt cumva diferite acum pentru că este o întrecere de amploare mai mare. Ca par și seniorii, da. De exemplu, m-a sunat astăzi seara Napoleon, maestru Napoleon de la Dinamo. Dinamo m-a sunat cu 25 de sportivi. Dinamo București. Care vor să participe aici. Da, da, m-au sunat pentru cazare, că eu sunt, mă ocup de organizarea cu cazare. M-a sunat astăzi seara și mi-a zis că Dinamo să-i fac rezervare 25 de persoane. Bun. Cât de important e pentru județul Gorj că putem organiza așa ceva? Deci din, nu știu dacă greșesc, 2007 a fost ultima competiție de seniori desfășurată la Târgu Jiu, campionat național. Fix 15 ani au trecut atunci, da? Da, după 2007. 2007 să aducem seniorii la Târgu Jiu e greu, foarte greu, da? Avem pe domn director care este și membru în birou federal al Federației Române de Box. Federația a văzut că la noi la Târgu Jiu toate lucrurile se desfășoară cum trebuie. Deci nu au nevoie de nimic, noi știm ce avem de făcut dacă organizăm competiții de atâta timp. Și pionul principal, încă o dată mă refer la aceste competiții aduse la Târgu Jiu, este domnul director Mihai Prunariu. Domnul Prunariu, da. Da. Fără dânsul nu se putea aduce această competiție. Și ținând cont că am făcut o colaborare cu... Am deschis și secția de box la Internațional Bălești. Am afiliat-o la Federația Română de Box. Le-am dat și un sportiv pe dublă legitimare cu ei, pe Sali Palapui. Domnul primar de acolo iubește sportul, îi place boxul, în ultimul timp, după ce a văzut competiția. Dan Mihuțoiu tot la fel. E o echipă puternică acolo care ne sprijină. Și tot timpul când voi aduce competiții, voi colabora cu ei. Bun, les de zis acum că sportivii noștri se află mai în elementul lor, evoluând acasă. Va conta foarte mult acest factor? Da, da. Foarte mult. Adică le dispare emoțiile alea care le au majoritatea în deplasare, dar la nivel de tineret și seniori nu prea mai sunt emoții. Oriunde te duci să boxezi, ești obișnuit cu presiunea, cu suporterii, cu tot ce trebuie, care țipă, urlă la unele meciuri. Presupun totuși că acum e altceva să vină familia, prietenii, să te susțină, să te vadă. Da, da. E și ăsta un imbol pentru pugiliști. Și nu știu, în ultimul timp la noi la box nu prea mai vine lumea să în sală, la meciuri, nu, cum era înainte. Înainte mă uitam pe YouTube, erau sălile arhipline, nici n-avea unde să stai. Acum, în afară de părinți și sportivi, rar mai vezi pe de cineva. Dar la Bălești, la Cupa României, chiar am văzut, au venit localnici din comună, au venit la meciuri, s-au strâns. Nu a fost un număr foarte mare, dar totuși au fost. Da. Așadar, ultima competiție mare a anului se desfășoară chiar la Bălești în perioada 5-10 decembrie. Finalele vor avea loc pe 10 decembrie, sâmbătă, da? Într-o zi sâmbătă. Acum nu știu cum o să programeze, că nu cred că o să le bage pe amândouă în acea zi. S-ar putea ca seniorii, la nivel de seniori, nu o să fie numărul atât de mare ca la tineret și s-ar putea seniorii să-i bage cu o zi mai devreme. Adică să țină vineri seniorii finala și sâmbătă tineretul finala. Da. Că așa se duc în 26 de finale, într-o zi e foarte greu. Foarte greu pentru arbitri, nu pentru... Că trebuie să fii foarte la finală de campionat național, trebuie să fii foarte atent. Și ai arbitrat 5 meciuri la rând, deja... Da, corect. O eroare, pierzi un titlu. E o eroare foarte important. Da, și din păcate... Așa cum ai punctat, maestre, în box, imediat se cunoaște o eroare. De multe ori arbitrii sunt blamați, mai ales de către cei învinși și așa mai departe. Bun,
Haideți că mai avem vreo 5-7 minute la dispoziție. Ce vă propuneți voi, în Florin, în anul ce urmează? Ce planuri ai? La ce competiții vei participa, dacă se știe cumva calendarul? Deocamdată nu știu nimic din nicio competiție. Vă dați seama că la orice competiție ar fi, vreau să iau locul 1. Ai obișnuit acolo, da. Ai prins gustul medalilor, da. Nu mai vrei să renunți acum. Nu. Și să trag de mine la antrenament foarte mult, să muncesc. Primul, că nu se face nimic. Ca să te întrerup eu, ca să spun, campionatul european anul la nivel de tineret în luna aprilie. Deci în luna aprilie? Da. Nu mai e mult. Nu mai e mult. Trebuie să stai în priză, să fii corectat. În Ungaria. Da. Și acolo vrei aurul, da? Normal, bineînțeles. Da, asta e mentalitatea potrivită. Alte competiții? Aia asta e cea mai importantă, probabil. Păi, cred că se va face Cupa României, ca să defini. Bine, în mare parte eu cu Dorel Simion deja ne-am făcut lista pentru lotul de tinere care îl vom reuni. Îi cunoaștem, lucrăm de atâta timp cu ei. Să vedem, dacă mai apare vreo surpriză pe la Cupa, facem Cupa României undeva prin februarie la sfârșit, ca să definitivăm lotul pentru campionatul european. Deci, la finalul lunii februarie, Cupa României pentru aprilie, pentru, când va avea loc campionatul european. Bun. Mario, tu ce-ți propui în 2023? În mare parte îmi propun numai locul 1. Să câștigi finalele, da. Ai bine zis. Da. Și să aduc cât mai multe medalii acasă, ca să-i fac pe părinții mei mândri și să particip din ce în ce mai la mai multe campionate, turnee internaționale, europene. Interesant e că și fratele tău face box. Mai împărtășiți din idei, mai faceți sparing câteodată? Cum e relația voastră din punctul ăsta de vedere? Ne se întâmplă foarte des să facem sparinguri, mai ales la antrenamente, că suntem apropiați de categorie și putem face între noi. Da, și care este învingător de obicei? De obicei fratele meu, că este mai mare. Da, are avantajul vârstei asupra ta. Da. Da. Și greutate. Și greutate, da. Bine, glumesc acum, că sunt convins. Da. Da, că ies meciuri frumoase între cei doi luptători. Maestre pentru 2023? Medalii europene. În afară. Când asta ar fi obiectivul principal. Da, da, da. Să aducem la club o medalie europeană. Pentru că avem și la U22 la anul, sportivi care vor fi la lotul național. Avem și la juniori, sportivi care vor fi la lotul național. Și la tineret avem. Trebuie să explodeze unul dintre copiii ăștia. Care își dorește mai mult, sau el mai va mulți. Exploda. Sau mai mulți, bineînțeles. Eu mă bucur pentru fiecare în parte. Care își dorește mai mult, ăla va face performanța cea mai mare. Bun. Florin, e greu să fii sportiv profesionist, să faci pasul ăsta de la, ce zici tu, de la 15-16 ani și să continui în box și mai departe când vei fi la seniori? Este puțin greu. Adică mă referi și la sacrificiile pe care trebuie să... Da, și la sacrificii. Este puțin greu de parte de familie, antrenamente din ce în ce mai grele. Trebuie să ne pregătim mai bine, pentru că acum de la juniori la tineri vom boxa 3 minute, nu vom mai boxa 2 minute. Trebuie pregătire mai mult. Să facem antrenamente mai grele. Să căpătați o anduranță mai mare, da? Da. Mario, printre sacrificiile care trebuie făcute, ce ți se pare cel mai greu? Te-ai gândit vreodată? Da, cum a zis și colegul meu Florin, mi se pare foarte greu că trebuie să fim plecați de acasă tot timpul și nu putem să ieșim și noi cu prietenii sau să ieșim cu familia în oraș ca să putem să ne mai... Destindeți. Da. Să vă mai destindeți. Merită când tragi linia acolo la final? Sau când vezi medalia în mână, merită timpul ăsta acordat? Eu zic că merită chiar puțin mai mult. Da, uite. ai punctat bine, deși presupun că e mare dor de familie.
Da, sună un telefon, așa că o să punem și noi punct emisiunii, da, că am ajuns la final și nu vreau să se îngrijoreze lumea, că presupun că e telefonul vostru acolo. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la Sportul Gorjean și vă urez cât mai multe performanțe și în continuare și, maestre, multă baftă la Bălești. Te așteptăm acolo, Cătălin. Da, bineînțeles. Bun, vă mulțumesc frumos, domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Sportul Gorjean, eu sunt Cătălin Pasăre, ne revedem în fiecare marți, până atunci o săptămână reușită.